bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamon Creștin. O femeie tânără care și-a petrecut viața luptând să se realizeze, care căuta fericirea în brațele bărbaților pe care abia îi cunoștea, a rămas singură și neconsolată chiar de ziua ei de naștere. În timp ce sorbea din băutura ei și vorbea cu un străin, Carla spune că s-a întâmplat ceva supranatural. Ea l-a întâlnit pe Iisus într-un bar. Ascultați povestea ei. Sunt Carla Pratico și l-am întâlnit pe Iisus într-un bar. My whole life I was really just looking for people to approve of me and looking for like love. Toată viața mea am căutat acceptarea altora și am căutat iubirea. La școală am învățat foarte bine. Am fost președintele elevilor în liceu. La facultate am fost membră a cel puțin 15 societăți onorifice sau organizații de lideri. Am dorit să mă simt importantă. Am crezut minciuni, potrivit cărora sunt valoroasă doar dacă mă realizez. Am căutat orice modalitate pentru a mă simți importantă și valoroasă. Am devenit dependentă de realizări. Am crescut într-o familie creștină. Aș spune că am știut de Iisus într-o oarecare măsură. Nu am crezut că îi pasă prea mult de mine. După ce am terminat facultatea, am început stagiatura viselor mele. M-am mutat la New York pentru a lucra la o firmă de consultanță în management. Am ajuns repede să duc o viață de noapte. Mergeam la petreceri, obișnuiam să beau și trăiam în promiscuitate. Ziua lucram la acest loc de muncă, de vis, și noaptea petreceam până la 4 dimineața în cluburi. Eram înconjurată de oameni cu bani, de oameni faimoși. Aveam 22 de ani și mă întrebam cine sunt în acea încăpere și ce căutam acolo. Acești oameni bogați plăteau ca eu să pot intra în acele cluburi exclusiviste. Doar intrarea costa $1,000. Să nu mai vorbim de băuturi și de mâncare. Puteai să cheltuiești cu ușurință între $5,000 și $10,000 pe noapte. Obișnuiam să beau de 3 sau de 4 ori pe săptămână până îmi pierdeam cunoștința. Băutura m-a ajutat să scap de durerea prin care treceam din cauza respingerii și din cauza că nu m-am simțit niciodată vrednică și nici iubită. Am scăpat de acea durere cu ajutorul alcoolului și al comportamentului degradant. Am încercat să mă conving că pot fi iubită. Dacă cineva mă ducea acasă, asta însemna pentru mine că pot să fiu iubită. Apoi dimineața, ei nici măcar nu și-aduceau aminte numele meu. Noaptea mergeam la petreceri, în timpul zilei lucram. Urma ziua mea de naștere. I-am invitat pe așa numiții prieteni de noapte la ziua mea de naștere. A venit doar o singură persoană. A fost așa de trist. Persoana respectivă a plecat acasă, iar eu am rămas la acel bar singură de ziua mea de naștere la 23 de ani. În acel moment m-am gândit că ar fi bine să găsesc pe cineva cu care să merg acasă. Am stat de vorbă cu un bărbat. Am băut vodcă cu apă tonică și m-am îmbătat. Am auzit o voce care mi-a spus: aceasta nu e viața ta. And as soon as I heard those words, I knew they were true. Imediat ce am auzit acele cuvinte, am știut că sunt adevărate. Era ca și cum cineva ar fi aprins lumina în acel bar. Am putut vedea clar, deși știam că sunt încă beată. Am știut că trebuie să părăsesc acel bar imediat și să aflu care este scopul vieții mele. Am pus imediat băutura pe masă. Probabil, bărbatul a continuat să-mi vorbească. Eu am ieșit din bar și am urcat într-un taxi. Imediat ce m-am așezat în spate, m-am uitat în față și am văzut un bărbat și o femeie. Ei au decis să mă duc acasă, deși își terminaseră serviciul. Femeia din față i-a spus soțului său: oare Dumnezeu nu știe? Am auzit doar câteva cuvinte, dar am auzit cuvântul Dumnezeu. Am știut imediat că vocea pe care o auzisem în bar era vocea lui Dumnezeu. Am scos capul prin geamul mic din taxi și am întrebat dacă cred în Dumnezeu. Ei au început să împărtășească Evanghelia cu mine. Mi-au spus ce crede Iisus despre mine, cât de mult mă iubește și că a murit pentru mine. Mai auzisem această poveste, dar pentru prima dată în viața mea am simțit că este doar pentru mine.
Like I knew he came and just like sovereign. Am știut că el a venit și a șters în mod suveran tot haosul pe care l-am creat. A făcut asta doar pentru mine. În timp ce îmi vorbeau, am început să mă pocăiesc în fața acestor oameni. În acea noapte, totul s-a schimbat. Am început să-mi privesc viața pe care trăisem până atunci. Am început să caut să aflu cine este Dumnezeu. Dacă a putut să intre în viața mea și să-mi vorbească într-un bar din Manhattan, ce altceva poate face? Cum este el? Am găsit o biserică. Pastorul m-a dus în față, a pus mâinile peste mine. Am simțit pe loc cum focul a cuprins trupul meu. Am început să aud că spun o rugăciune într-o limbă pe care nu o înțeleg. Nu aș fi putut să fac asta singură. Era ceva specific pentru viața mea, pentru umblarea mea cu Dumnezeu. This was extremely specifically a line in the sand with my walk with God. I was instantly. Am fost izbăvită pe loc de blesteme. De atunci nu am mai băut alcool deloc, nu am mai avut aventuri. Nici nu a fost nevoie să-mi spună cineva să nu mai am aventuri, pur și simplu nu mi-a mai dorit. Am vrut să mă rog în mod constant pentru oameni, pentru ca locuitorii din New York să ajungă să-L cunoască. Dumnezeu nu mi-a cerut niciodată să-I câștig dragostea. Nu a trebuit să dovedesc ceva. Când credem și știm că suntem iubiți și că am fost creați pentru a fi iubiți de Dumnezeu, începem să facem voia Sa. Există o diferență între pacea lumească și pacea pe care numai Iisus ne-o poate da. Acesta este unul din darurile cele mai mari pe care le-am primit când El m-a mântuit.